Ai, de exemplu, o amintire despre un invitat din emisiunile tale, o persoană extrem de incomodă, cu care n-ai avut deloc compatibilitate, trebuia să-i scoți cuvintele din gură cu cleștele. Ai trecut vreodată prin sentimentul ăsta? Am trecut prin sentimentul ăsta. Cea mai marcantă dintre toate experiențele de genul ăsta a fost când eram la Antena 2 și făceam vorbe grele la Antena 2. Și l-am avut invitat pe fostul prim-ministru Nicolae Văcăroiu, la vremea respectivă președinte al Senatului și președinte interimar al României după prima suspendare a lui Băsescu în 2007. Astfel, un tip extrem de simpatic, un tip extrem de jovial, de treabă, crede-mă, Adriana, nu mi s-a întâmplat în viața mea să am un invitat care să fie exact ca un pește de la mâlos, pe care încerci să-l prinzi, care scapă pe între degete, care scade, pui iară mâna pe el, iară să-ți bate și scapă. Și repet, domnul Văcăroiu, că știi și tu, nefiind un invitat spectaculos, adică nu făcea niște fete de asta. Nu mi s-a părut, uite, am făcut și eu interviul cu el, nu mi s-a părut atât de pește mâlos. Eu n-am pur și simplu n-am avut, repede, și am avut o relație bună și ulterior am continuat să avem o relație bună după un moment. N-am putut pur și simplu. Cum de asemenea am avut primul meu hop de vorbit mai mult cu, după cum bine mă știi și tu, în ciuda faptului că acum apăr poziția publică a Bisericii Ortodoxe și mai ales îi susțin împotriva asaltului dement al guvernanților împotriva lor. Eu nu sunt vreun tip bisericos și n-am treabă cu sportul ăsta intitulat credință, religie și așa. Mă rog, cred într-o entitate supranaturală. Există un Dumnezeu al tuturor pe care îl cheamă altfel, vorba unui prieten al meu. Bă, la noi îl cheamă Allah, la voi îl cheamă Dumnezeu, la indieni îl chema Marele Manitu și așa mai departe, dar e unul și același. Dar nu sunt practicant sau ceva de genul ăsta. Mă întâlnesc cu popii la șpriț sau la nunți și botezuri. Și când am făcut primul interviu cu înalt preasfinția sa Teodosie, omul momentului, da, cu omul care sare peste toate restricțiile, care întoarce guvernul în instanță și așa mai departe, care altfel este un person și cu care ulterior s-a demonstrat că am o super chimie și care îi mulțumesc în continuare pentru grija pe care mi-a purtat. A fost unul dintre oamenii care m-a sunat zilnic în timpul coronavirusului nostru să ne întrebe cum ne simțim, dacă ne poate ajuta cu ceva și să ne spună că se roagă pentru noi. Dar la prima emisiune am întrebat, băi, ce vorbesc eu cu omul ăsta? Că noi nu avem lucruri comune, nu putem să... I-am zis, eu zic, mai scap dracu și vreo porcărie până emisiune, vreo blasfemie, vreo nu știu ce, mă mai fac și de râs. E, o să râzi, a mers extraordinar și din momentul ăla am rămas într-o relație foarte bună. Ne sunăm chiar și de 2-3 ori pe săptămână. Și unii ar putea spune că mi-e duhovnic la cât de des vorbesc cu el. N-am vorbit cu toți popii adunați în viața mea cât am vorbit cu omul ăsta în ultimele luni de zile.